Dacă vă plac rezumatele noastre și le vreți cât mai detaliate, vă rog să ne ajutați cu like-uri, distribuiri și comentarii. Să începem! Ce se întâmplă în Infidelul episodul 42? Un plan mărșav și o cerere în căsătorie în noul episod din Infidelul vor aduce noi intrigi și răsturnări de situație neașteptate. Iată două dintre cele mai importante evenimente care marchează episodul. 1. Planul Leilei este întrerupt de Aras, care merge mai departe cu relația sa cu Asia și o cere în căsătorie pe doctoriță. 2. Vulcan de supărare încearcă să uite de necazuri într-un bar și când ajunge acasă își dezlănțuie furia împotriva lui Derin, pe care o învinovățește pentru tot ce îi se întâmplă. Infidelul episodul 42 rezumat. Planul Leilei eșuează pentru că soțul ei și-a dat seama că pune ceva la cale și a reușit să elimine răul de la rădăcină, înainte de a fi prea târziu. Aras neutralizează amenințarea soției sale, Leila, care îl amenință că va face publice fotografiile din fața hotelului. El îi dezvăluie că atunci când a primit apelul de la bărbatul care a găsit telefonul Asiei, i-a cerut lui Kadir să investigheze. Baza de date trimisă a fost accesată și toate imaginile au fost șterse atât din telefonul soției sale, cât și din adresa de e-mail. Aras rupe în fața ei fotografiile pe care i le-a arătat pentru a-l amenința și îi spune că, dacă vineri nu semnează divorțul, o va da în judecată. Ba mai mult de atât, o avertizează că are dovezi că a pus să fie urmărit și că acolitul lui Derin a fost reținut pentru a putea depune mărturie. Din cauza că planul Leilei a eșuat, femeia este nevoită să accepte să meargă la Londra pentru a semna actele de divorț. Cu toate acestea, ea aruncă vina pe Derin și îi spune lui Aras că nu i-a făcut fotografiile, ci soția lui Vulcan a făcut aceste lucruri. Aras vorbește cu Derin despre implicarea ei în planul soției sale. Aras vorbește cu Derin despre asta. În acel moment, Derin își dă seama că Leila s-a folosit de ea și le cere scuze. Tânăra mămică este foarte îngrijorată că planul eșuat al Leilei va sfârși prin a-i distruge toate șansele de împăcare cu Vulcan. Ea îi roagă pe Aras și Asia să nu-i spună nimic soțul ei, asigurându-i că a fost înșelată de Leila. Confruntarea dintre Derin și Leila. Derin o confruntă pe Leila în restaurantul hotelului, acuzând-o că a folosit-o în planul ei mărșav și îi cere să iasă din viața ei. Leila încearcă o alianță cu Vulcan, dar nu reușește să-l convingă. Leila se duce la Vulcan pentru a-i oferi o alianță pentru a o separa pe Asia de Aras. Arhitectul îi respinge propunerea pentru că nu vrea să se implice în planurile ei de răzbunare. Leila pleacă furioasă când își dă seama că a rămas fără opțiuni. Cu toate acestea, este forțată să semneze actele de divorț, deși nu este dispusă să renunțe la soțul ei, deoarece nu suportă gândul că a pierdut definitiv războiul. Vulcan își dă seama că cineva îl urmărește și îl face pe tip să vorbească. El află că lucrează atât pentru Derin, cât și pentru Gonul. Derin postează pe rețelele de socializare o fotografie cu Selçuk și Ceren. Selçuk se confruntă cu Derin, după ce a descoperit că aceasta a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu el și Ceren, ținându-se de mână, și a făcut să pară ceea ce nu s-a întâmplat. Fotografia a fost făcută când Selçuk a salvat-o pe Ceren de tipul care a hărțuit-o la bar, și tânărul s-a oferit să o conducă acasă. Nil a văzut fotografia și crede că cei doi s-au împăcat și este foarte tristă. Ali descoperă că relația mamei sale cu Aras a început din nou și se înfurie. Ali devine insuportabil din cauza prezenței lui Aras. Când află că bărbatul s-a dus la Istanbul pentru că mama sa a avut o problemă cu mașina, se înfurie. Ali continuă să acționeze dezechilibrat când află că Aras divorțează de soția sa. Dimineața el controlează telefonul mobil al mamei sale și distruge caietul lui Aras. Asia se supără și Ali fuge de acasă. De fiecare dată când Ali este supărat, se duce la tatăl său. Vulcan, care îl instigă subtil împotriva lui Aras, îl duce la restaurant să mănânce împreună. Viața lui Bahar este în pericol. Deriau informează pe Asia că rezultatele testelor lui Bahar sunt ciudate. Ele decid că trebuie să vorbească cu prietena lor,
dar amână puțin, deoarece există o sărbătoare surpriză pentru Deria la asociație cu ocazia zilei ei de naștere. Deria și Asia îi spun prietenei lor că viața ei este în pericol, la fel și a bebelușului, și o informează că trebuie internată pentru analize suplimentare, făcute de către un specialist. Femeia este descurajată și nu are de gând să renunțe la sarcină, chiar dacă își pune viața în pericol. Aniversarea nunții și planul lui Demir, Selciuk și Derin se împace pe Haluk și Gonul. Ajutat de sora sa, Demir organizează o cină la restaurantul Selciuk pentru a sărbători aniversarea părinților lor. În timp ce se lucrează de zor, ca totul să decurgă bine la nunta Perlă, care este cea de-a 30-a aniversare, Volcan, care este la curent cu incidentul, vine acolo împreună cu Ali. Cei trei îi păcălsc pe Haluk și Gonul să meargă acolo, crezând că vor face pace. Dar lucrurile nu merg așa cum au plănuit, deoarece Volcan intră în acțiune și ține un discurs prin care divulgă mașinațiunile lui Derin și secretele lui Gonul. Haluk, care este foarte dezamăgit, pleacă, punând capăt căsătoriei și relației cu fiica sa. Selciuk se uită furios la Volcan și jură că nu-l va ierta niciodată pentru ceea ce a făcut. Demir suferă cel mai mult din cauza separării părinților săi și Selciuk este singurul care înțelege prin ce trece fratele său și îi pare rău de el. Volcan decide să-l ducă pe Ali acasă, schimbându-și planul inițial de a rămâne cu el când ajung, văd că Asia nu este acolo. Aras se întoarce din Londra și are o surpriză pentru Asia. Asia acceptă invitația lui Aras la cină și se bucură de o seară romantică petrecută alături de el. Cei doi îndrăgostiți sunt fericiți pentru că divorțul omului de afaceri cu Leila merge foarte bine. Afaceristul îi oferă doctoriței o brățară superbă și după ce dansează, îngenunchează în fața ei și deschide cutiuța, în care se află inelul de logodnă solitaire pentru a o cere în căsătorie. În acel moment, ajung acolo Ali și Volcan, care văd cererea în căsătorie de la geam. Băiatul bate disperat la fereastră, atrăgând privirea mamei lui și a lui Aras. Vă mulțumim pentru vizionare și dacă v-a plăcut acest rezumat, ne poți ajuta cu like-uri, distribuiri și comentarii. Acestea fiind spuse, vă dorim numai zile cu zâmbete. Pentru a vă prezenta rezumate cât mai detaliate, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Ajutorul tuturor contează. Dacă vă plac rezumatele noastre, vă rog să le distribuiți, să dați like-uri și să lăsați comentarii. Vă mulțumesc!